Bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi facem în sfârșit haul-ul mult promis cu lucrurile pe care le-am luat pe parcursul a câtorva luni, pentru că am câteva chestii pe care le-am luat de la reduceri și s-ar putea să nu le mai găsiți, dar sunt și câteva pe care le-am luat de pe About You și acelea le găsiți mereu. Dar m-am gândit să fac haul-ul ăsta pentru că oricum v-am promis și măcar așa de inspirație și nu știu, mie oricum îmi place să mă uit foarte mult la videouri de genul. O să încep cu H&M-ul pentru că în ultimul timp am cumpărat destul de multe chestii de la H&M. În general sunt basic-uri, de asta aveam nevoie de destul de multe chestii super simple și cred că o să mai dau o comandă pe H&M pentru că am nevoie de niște bluze negre simple, așa că haideți să începem. Am această fustă din piele care în față are un mic detaliu, vine așa în V și scoate talia în evidență foarte fain și îmi place foarte mult cum vine. E maro, nu știu exact cum se vede culoarea pe cameră. E puțin șifonată, are aici niște cute pentru că am ținut-o în dulap și nu prea mai am loc de chestii prin dulap. După ce o să se termine toată treaba cu bacul și admiterea, adică la vară, o să vreau să fac ordine. Adică e ordine, problema e că nu prea mai am loc de lucruri. În fine, îmi place foarte mult materialul. O să o port super mult la vară. Pe dinăuntru are un material de genul, nu e tot piele, nu pot să zic că e îmblănită, dar în fine, ideea e că e un alt fel de material un picuț mai gros. Mi-a plăcut foarte mult cum vine, mi-a plăcut detaliul ăsta din față pentru că evidențiază talia, așa cum v-am zis. Altfel nu cred că o cumpăram pentru că maroul ăsta nu știu exact cu ce o să-l port. Dar în fine, vine cu fermoar în lateral și e o fustă super basic. Pe asta n-am luat-o de la reduceri, cred că a fost undeva la 90 de lei sau ceva de genul. Am văzut-o cu vreo 2 săptămâni, maxim 3, am văzut-o în magazine și cred că dacă... O să vă las link în descriere și dacă vă uitați pe site, s-ar putea să o mai găsiți cel puțin pe site. Apoi, de la reduceri, mi-am luat acest pullover și ăsta e destul de puțin probabil să-l mai găsiți. Are o culoare super faină, mi-a plăcut foarte mult. Pe cameră cred că se vede mai intensă culoarea decât e în realitate. Pe cameră se vede ca și cum ar fi un neon, cred, sau nu știu, pentru că uneori văd culorile cumva atunci când filmez, iar după la edit, într-o altă lumină, le văd ca și cum se văd în realitate, deci na, în fine. Este un simplu pullover care vine în V, nu e foarte gros, ăsta a fost, pregătiți-vă, a fost 25 de lei, deci mi se pare un preț foarte, foarte bun. Eu am mărimea S și mi-e puțin mare la umeri. Cred că ar fi fost mult mai potrivit un XS, dar cred că nu mai aveau. Are mânecile așa super lungi, oricum o să-l probez și o să vedeți cum vine. Și aveau și alte culori. Cred că doar ăsta era la reducere pe culoarea asta, dar mai aveau și pe bej, pe alb, nu mai știu exact. Dacă găsesc link, vă las în descriere, dar sunt destul de slabe șansele să mai găsesc link pentru că l-am luat acum vreo o lună, cred, și oricum și atunci aveau foarte, foarte puține mărimi în stoc. Apoi, tot de stat prin casă, pentru la vară, adică pentru dormit, mi-am luat un tricou oversize, adică nu era oversize el, dar eu m-am gândit să îl iau într-o mărime foarte, foarte mare și pregătiți-vă pentru că este imens, efectiv este imens, e mărimea M. Da, e foarte, foarte lat și foarte lung și mânecile sunt super, mânecile sunt super, super lungi pentru un tricou cu mânecă scurtă. Ăsta a fost 20 de lei, cred, și v-am zis, l-am luat pur și simplu să dorm în el la vară. E așa un roz prăfuit care dă cumva spre bej, nu știu exact să vă descriu culoarea. Dar aveam nevoie de un tricou de genul, e destul de grosuț, mă așteptam să fie mai subțire. Dar, în fine, pentru primăvară-vară cred că o să fie perfect. Și tot de la reduceri mi-am mai luat încă ceva, o să pun poză pentru că sper să mai găsesc poza pe site. Pentru că e un pullover gri, scrie love aici. De fapt sunt niște bluze, pullover, ceva de genul, în fine o să pun poză. S-ar putea să le știți pentru că sunt destul de, adică au destul de multe modele de genul la H&M. Dacă frecventați magazinul s-ar putea să le știți. E la spălat puloverul meu, așa că nu pot să-l probez sau să vi-l arăt, dar și acela a fost super ieftin, cred că a fost
20 de lei, da, cred că a fost 19 lei, 99, ceva de genul și mi s-a părut un preț foarte, foarte bun și am găsit destul de multe chestii la reduceri, dar am făcut comanda acum mult timp, deci nu cred că mai găsiți la H&M chestii la reduceri, adică mai sunt câteva în magazin. Am adus aici niște chestii pe care le-am pus pe umeraj, o să vi le arăt imediat. Continuăm cu această geacă de blugi care mi se pare absolut superbă. Nu știu, eu cred că am mai avut una sau maxim 20 de blugi și eram destul de mică, nu prea mi-aduc aminte de ele, nu prea m-am bucurat atât de mult de ele, dar acum am intrat și eu în nebunia asta cu gecile de blugi. Bine, nu neapărat, adică nu e suficient să am una și am luat-o pe asta, pe care am luat-o tot de la reduceri de la H&M. E 34 și mama a zis să-mi iau 34 pentru că eram cu ea la cumpărătură, a zis că să-mi iau 34, că ea crede că 36 o să-mi fie mari la umeri și efectiv eram pe grabă și n-am mai probat 36, le-am luat 34 și se închide, adică dacă am doar tricou pe dedesubt e ok, se închide, dar poți o port și descheiată aici în față la nasturi. În fine, oricum îmi place foarte mult și asta a fost la un preț foarte, foarte mic, a fost 41 de lei, adică efectiv 41 de lei și e super bine lucrată, la spate vine așa. Mie mi se pare foarte bine lucrată, are și buzunare aici și nu sunt din acelea false, adică efectiv, na, sunt destul de mici, dar totuși sunt buzunare. Nasturii mi se par drăguți, adică arată foarte bine pentru 40 de lei, chiar arată foarte bine. Pe asta s-ar putea să mai găsiți, nu știu, eu am luat-o acum 2 săptămâni, credeți, probabil 3, ceva de genul. Poate mai puțin, nu știu exact, 3 la momentul la care o să vedeți voi videoul. O vestă, tot de la H&M, pe care va trebui să o duc la spălat pentru că am purtat-o foarte mult, adică la curățat o să o duc pentru că are puf, de aia e așa mai umflată. Pe cameră pare un roșu mai intens și în realitate e ceva mai închis și nu e atât de intens. Vine super bine, e o vestă crop top, vă ziceam eu că îmi doresc o vestă de genul, cred că, nu știu, cred că v-am zis în daily vlog sau într-un haul de pe Shein, pentru că inițial voiam să-mi comand de pe Shein, dar după ce am primit-o pe asta am zis că mai aștept și că n-are rost să mai iau încă una. Îmi place super mult culoarea, nu știu de ce am impresia că pe asta v-am mai arătat-o. V-am mai arătat-o în video, da, v-am mai arătat-o în video în care vă arătam ce îmi iau cu mine la Paris, pentru că am luat-o și atunci, deci nu mai insist pe ea, pentru că o știți, dacă ați văzut video-ul respectiv, o să vă las un card aici și vă ziceam atunci că e foarte ok și pentru școală, pentru că la noi la școală e super frig și așa mai departe. Știam că am mai vorbit chestia asta cu voi, dar nu știam când, în ce video v-am mai zis. Ca și un mic update, să știți că între timp, cum s-a mai încălzit afară și nu mai sunt minus 12 grade noaptea, e ceva mai ok și la noi în clasă, nu mai e atât de frig, ceea ce mă bucură foarte mult. Apoi, odată cu prima fustă pe care v-am arătat-o, adică prin decembrie, am cumpărat această bluză de training sau nu știu exact cum să-i zic, nu e chiar hanorac, în fine, și pe asta ați mai văzut-o în videoul acela cu ce mi-au cu mine la Paris, așa că nu insist pe ea, am vrut să vă mai arăt încă o dată ca să strâng toate produsele la un loc, dacă găsesc link în descriere vă mai las, eu am mărimea S la asta, e din catifia, dintr-o catifia super fină, care să știți că se păstrează super bine la spălat, v-am mai arătat cred că tot în video-ul ăla cu ce mi-au cu mine la Paris, adică atunci când filmam video aveam pe mine o bluză asemănătoare, doar că luată din Stradivarius acum un an. Am două bluze, una albastră, una roz, sigur le-ați văzut prin daily vloguri. Ce vreau să vă zic este că acelea se fac mai nașpa la spălat, cumva catifiaua asta se face mai aspră, însă la bluza asta de la H&M arată super bine catifiaua și se simte foarte bine catifiaua și după ce o speli. Mai am două chestii să vă arăt, după care închei cu H&M-ul. Mai am două chestii pe care le-am luat din Paris. Acest pullover, care e tot în aproape același verde cu bluza pe care v-am arătat-o anterior, doar că, mă rog, e un pic mai deschis verdele. E un pullover foarte gros, foarte, foarte, foarte gros, deci ăsta cred că e cel mai gros pullover pe care l-am, adică nu cred, sunt sigură că e cel mai gros pullover pe care l-am. Mărimea este S și ăsta cred că a fost undeva la
16 euro, parcă așa țin eu minte. Nu l-am văzut în România, sinceră să fiu, dar oricum la noi în mall sunt super puține chestii în H&M. Mă rog, avem două mall-uri, într-unul sunt ceva mai multe lucruri, dar la H&M, dar ăla e mai departe de mine. Iar la mall-ul care e ceva mai aproape de mine, gen de unde locuiesc eu, au foarte puține chestii în H&M și... Nu știu, mi se pare că aduc, bine, oricum aduc lucrurile care nu se vând în afară și lucrurile care nu se vând la București, pentru că dacă mai țineți minte, când am fost în vară la București, o să vă las card de la daily vlog-ul respectiv, chiar fusesem în H&M și eram super surprinsă de lucrurile pe care ei le aveau acolo, pentru că la noi nu găseai, cred că nici jumate din ce aveau ei acolo și da... Bun, și ultima chestie din H&M pe care am luat-o tot din Paris, dar ăsta s-ar putea să găsiți și la noi, nu știu, nu l-am văzut, dar nici nu m-am uitat după chestii de genul, așa că nu vreau să îmi dau cu părerea, dacă îl găsiți sau nu, este acest top care este dintr-un material din ăla lucios, seamănă cu cel pe care l-am luat de pe Shein, dar acesta nu vine cu chestia aia așa în față, nu știu, o să pun poză cu cel de pe Shein ca să înțelegeți comparația pe care o fac. Așa arată, la spate vine cu această bandă, care bandă elastică, ca să stea strâns și să stea mulat, să nu cadă de pe tine. Și cred că o să, adică nu că cred, abia aștept să vină vara, pentru că sunt convinsă că o să îl port super mult. M-a apucat și pe mine nebunia cu topurile din materialul ăsta, nu știu de ce, dar mi se pare că arată super bine. Astea fiind spuse, astea au fost chestiile din H&M, acum continuăm cu cele din Bershka și am să vă arăt un top asemănător, doar că altă culoare. Mi se pare superbă culoarea. În realitate e ceva mai închis, cred, decât se vede pe cameră. Pe cameră se vede superb, acum văd, deci se vede absolut genial, nu știu, îmi place de mor culoarea asta, deși mi se pare destul de greu de asortat. Bine, ăsta e un maro ceva mai deschis, adică nu ceva mult mai deschis decât fusta de la H&M pe care v-am arătat-o. Și cred, nu știu, mie mi se pare că merge cu negru sau cu albastru, adică cu pantalon de blugi, blugi din aia clasici albastru, cred că merge, nu știu, o să probez, o să-l probez și o să văd. Se leagă la spate, de are chestiile astea, o să... un video și vedeți. Ăsta e din Bershka și încă am eticheta și a fost, da, dar nu mai are prețul pe ea, cred că a fost 30 de lei, pentru că am luat la reduceri și pe ăsta tot cam acum vreo o lună, deci nu știu dacă îl mai găsiți, nu prea cred, dar probabil că la vară o să, nu la bară, la vară o să le bage din nou în magazine topurile astea, pentru că vin foarte, foarte bine. Parte, mi-am luat și două perechi de pantaloni scurți pe care am dat, dacă nu mă înșel, 40 de lei, reduși de la 80, pentru că prețul vechi încă este aici, dar eu v-am zis, am dat 40 de lei pe ei, asta pentru că în vara sunt super scumpi pantalonii scurți, adică 80 de lei pentru o bucată de material destul de mică, totuși mi se pare mult, pentru că blugii sunt cam, tot cam așa, 80-90 de lei, blugi lungi, adică nu înțeleg raționamentul, adică, mă rog, e o chestie de marketing, pentru că oricum vara trebuie să porți ceva, așa că de ce să nu dai 90 de lei pe pereche de pantaloni scurți, dacă dai 90 de lei și pe pereche de pantaloni lungi. Dar eu nu gândesc așa, adică anul trecut în vară aveam nevoie de pantaloni scurți, pentru că cred că aveam o singură pereche care să-mi placă și să-mi și vină ok, să-mi vină bine. Și m-am cam enervat când am văzut ce mari sunt prețurile la pantaloni scurți, având în vedere că nu merită, adică nu merită. Vara găsești pantaloni lungi cu 40 de lei și pantalonii scurți sunt 90 de lei și iarna invers. În vară tot de la Bershka mi-am luat niște pantaloni scurți, am trecut peste faptul că costă 90 de lei, am zis asta este, oricum am nevoie de pantaloni scurți, erau niște pantaloni care aveau niște lanțuri, în fine, i-am... comandat acasă și pe lângă faptul că mi-era mare 34, ceea ce nu se întâmplă în general, nu mi-au plăcut deloc modelele și am făcut retur și așa am rămas eu parcă cu o singură pereche de pantaloni scurți în vară și mai mult purtam fuste, rochii și așa mai departe, dar în general fuste. Dar revenind la subiect, ăștia sunt pantalonii, sunt negri, sunt cu talie înaltă, cred, nici nu mai știu. Nu cred că scrie pe ei, dar o să-i probez și o să vedeți dacă sunt sau nu cu talie înaltă, chiar nu mai știu.
În fine, ideea e că îmi place cum vin și au fost la preț foarte, foarte ok, adică a fost un preț super avantajos și mi-am mai luat încă o pereche care sunt tot așa și da, cred că sunt cu talie înaltă, doar că sunt același croi, doar că altă culoare, un albastru, are aici niște modele de genul, niște despicături și ăștia vin foarte, foarte bine. La spate iarăși vin foarte bine, sunt destul de lungi, nu e nimic vulgar, totul foarte safe și abia aștept să vină vara și să port toate aceste chestii pe care vi le arăt de vară, dar mai este ceva până la vară, mai este. Tot din Bershka mi-am luat săptămâna trecută această bluză, deci pe asta sigur o mai găsiți. Și asta a fost, apropo că vorbeam de prețuri, e o bluză destul de decoltată, nu e foarte mult material, bine, e din aceea elastică, material din acela mai elastic și mă rog, mă gândesc că sunt destul de greu de făcut cusăturile astea, dar și asta a fost mult, adică a fost, nu știu, 80 de lei, cred, și mi s-a părut mult pentru o simplă bluziță scurtă, crop top, în fine. Nu cred că înțelegeți foarte bine cum vine, tocmai de aia o să o probez, e destul de decoltată, chiar nu cred că vă puteți da seama dacă vă arăt așa, e neagră la mâneci, adică în partea asta la degete, are chestii din astea, în fine, o să probez pentru că nu știu cum să mai exprim neapărat. Pentru acea bluză pe care v-am arătat-o, mi-am luat și niște lanțuri pe care le-am luat odată cu bluza tot din Bershka. Sunt 4 lanțuri, au fost 40 de lei. Primul e așa cu o cruciuliță. Mi se pare super faine, știu că nu o să dureze, nu o să reziste prea mult, nu știu dacă îmi pune focus. Sper că îmi pune focus acum, știu că nu o să reziste foarte mult pentru că nu sunt argint, nu sunt nimic, vreun metal prețios. O să le probez ca să le vedeți, o să le probez cu acea bluză mai decoltată ca să puteți să le vedeți mai bine și le-am purtat, deci pe astea chiar mă bucur că le-am luat. Am mai luat unul care vine cu cruciulițe așa de jur împrejur. Mi se par foarte finuțe, în general lanțurile, sau nu în general, dar în ultimul timp, în ultimii ani, lanțurile astea din Bershka, magazine de genul, mi se par foarte mari, foarte butucănoase, foarte, nu sunt deloc finuțe. Însă astea mi-au plăcut, chiar m-au surprins că au fost așa finuțe și mi-au plăcut. Mai am încă unul care e simplu. E așa, foarte, foarte simplu și mai am unul care e ceva mai butucănos, cum zic eu, dar îmi place, spre surprinderea mea, chiar mi-a plăcut și l-am purtat. Mi se pare că vine foarte bine, vine la baza gâtului acesta, adică, mă rog, eu îl port la baza gâtului pentru că îmi place să îl strâng la ultima zală, ca să zic așa, dar... Așa, arată oricum, o să le probez pe toate ca să le vedeți mai bine. Dar pe astea s-ar putea să le găsiți pe site, dacă găsesc link vă las în descriere. Asta a fost cu Bershka, am să vă arăt și din Pull&Bear o pereche de blugi. Sunt niște blugi cu talie joasă și mi-aș fi dorit să fie cu talie înaltă. Efectiv nu m-am uitat, deci i-am comandat, nu i-am luat din magazin pentru că nu mai știu exact de ce. Cred că, eram vaccinată atunci, nu știu, în fine, pur și simplu mi-a fost mai simplu să-i comand. A fost la un preț super bun, au fost 40 de lei, i-am prins la reduceri. În spate au cusăturile astea două, ca să fie cu push-up, dar nu știu dacă fac ceva sau nu, dar în fine... mi-a plăcut culoarea și mi-a plăcut că au detaliile astea aici. Eu n-am nici o pereche de blugi cu rupturi de genul, dar oricum nu mi se par exagerate. Mă rog, nu-i port la școală sau ceva. Și acum să trecem la chestiile pe care le-am luat de pe About You. Astea le-am luat în mai multe comenzi. De exemplu, mi-am luat acest tricou care e identic cu acesta de pe mine. Vedeți în vreun magazin, mergeți doar să puneți mâna pe ele, să vedeți ce material fin și fain au. Mi-a plăcut culoarea la acest tricou. La vară sigur o să fie foarte purtat, fiind un material din acesta foarte fin și răcoros. Cea mai bună achiziție, și când zic bună mă refer la faptul că sunt niște produse pe care le-am luat la un preț foarte mic față de cât costă ele la
preț întreg, în mod normal, i-am luat de pe About You tot la reduceri, asta pentru că, brandul acesta, care nu știu exact cum se pronunță, au prețuri foarte mari pentru ceea ce oferă. Eu am luat tricoul ăsta la 48 de lei, ceva de genul, de pe About You. Aveau reduceri și am prins mărimi. Ăsta este XS-ul, sau nu, e 34-le, nu știu atâta scrie aici, e 34-le. E destul de mare, e crop top, de a pare atât de mare că e de fapt foarte, foarte larg. E 36-le, deci cred că este un S. Se leagă în talie, e cu mânecă lungă, puteți să observați și voi, are logo-ul aici și pe mână mai scrie Elise, iar aici are banda asta, care nu pot să zic că îmi place neapărat. Mă așteptam să fie o culoare ceva mai închisă, dar în fine, e iară foarte bun de iarnă, primăvară, toamnă mai mult și l-am purtat și pe ăsta. Singura problemă cu el este că am o impresie că o să se scămoșeze destul de repede. L-am spălat o singură dată și parcă începe să se scămoșeze pe aici. Nu știu ce să zic, adică dacă aveți produse de la brandul ăsta să îmi ziceți, adică haine de la brandul ăsta să îmi ziceți dacă ați pățit și voi chestii de genul cu, adică dacă vi s-au scămoșat bluzele, tricourile, așa mai departe, tricoul clar nu o să se scămoșeze, dar asta nu știu, am eu impresie că o să se facă un pic nașpa după câteva spălări și sper să nu se rupă acest șnur din talie pentru că am mai pățit chestia asta cu ceva bluză. Și ultima haină din acest haul este un tricou pe care l-am luat tot de pe About You. Are o poveste ceva mai lungă. Este tricoul de la Puma în colaborare cu Dua Lipa și mi se pare foarte, foarte drăguț. Eu l-am pe alb, aveau și pe negru. E genial logo-ul ăsta, deci uitați-vă și voi cum arată. E un tricou super simplu, alb, materialul iară e grosuț și e fain, e moale, e făinuț materialul, chiar mi se pare material bun, se vede clar că e material de calitate, dar e un tricou super simplu în aparență, doar că logo-ul ăsta de aici face toți banii, cum s-ar zice. Zici că am... Zici că sunt efectiv un copil care se bucură când vede culori și sclipici, dar uitați-vă și voi cât de drăguț este acest logo, chiar e foarte drăguț. Povestea cu el este că am fost, am intrat în Puma când am fost la Paris și acolo tricou parcă era undeva la 45 de euro și mi s-a părut un preț foarte mare. Oricum, eu văzusem tricou, aveam, nu știu, în ultimul timp merg așa spre basic-uri, tricouri albe, negre, simple, nu e mare chestie, dar calitative la material, pentru că într-adevăr asta mi se pare că contează. Și inițial nu văzusem logo-ul, vă zic sincer că nu știam de colecție, deci nu știam absolut nimic de colecție. Când am intrat în magazin, am văzut tricou, a zis mama, wow, ce fain e logo, deci i-a plăcut foarte mult emblema aia din față, a fost și ea cucerită. Eu la început eram, adică mi-a plăcut, dar eu cred că am văzut prețul ceva mai repede ca și ea și când am văzut că costă 45 de euro, am zis, no way, poate să arate cât de bine arată, că nu, adică nu merită. Eu chiar mă enervez când văd prețuri din astea exagerate, adică 45 de euro pe un tricou, las-o încolo. Bun, și mama a zis, da, haide că e foarte fain, că nu știu ce, și am zis, măi, mama, stai că chiar, adică e foarte ok, e frumos tricou, o să-l port cu siguranță dacă îl cumpărăm, dar nu merită 45 de euro. Și după ce am ieșit din magazin, am văzut în vitrină că aveau mare poster cu tricou, cu colecția asta. Nu știu dacă mai au și alte chestii decât tricouri, dar o să mă interesez pentru că acum parcă m-am cam îndrăgostit și eu de colecția asta. Și am văzut mare poster cu colecția asta și cu Dua Lipa și scria acolo Puma X Dua Lipa și zic, oh, stai puțin că acum mi-explic eu de ce e atâta de, atâta de scump tricou. Și am zis la mama că, uite, dacă îl găsesc pe About You mai ieftin sau pe alte site-uri mai ieftin, o să îl... cumpărăm. Și, într-adevăr, l-am găsit pe About You undeva la, nu mai știu să vă zic cât a costat, dar a fost mai puțin de 45 de euro cu siguranță. Dacă găsesc factura, o să vă las preț undeva pe aici, pentru că diferența n-a, nu mai știu, nici nu mai știu de cât a fost, dar cred că a fost de vreo 50-70 de lei, nu mai știu exact. Ăsta e Iosdănelu și nu cred că vi l-am arătat. Și pe ăsta l-am găsit mai ieftin pe About You, cred că la 120 de lei era.
Și la preț întreg în magazinul Nike din Paris, cred că a fost 35 de euro, parcă, sau 45 de euro, nu mai știu exact. 35 de euro ar însemna mai mult de 150 de lei. 35 de euro cred că a fost, 35 sau 45, dar cred că 35. E un simplu ghiozdănel de la Nike, mi-a plăcut foarte mult dimensiunea, de asta l-am cumpărat, vă zic sincer, pentru dimensiune. Aici în față vine cu un material din acela plușat. Și până la urmă l-am luat din magazin, îl găsisem pe About You, l-am căutat, mai aveam câteva produse în coș, nu mai știu, aveam o pereche de pantaloni, nu știam ce, până la urmă nu i-am mai cumpărat, nu știam ce mărime să-mi iau și cât m-am uitat eu acolo la mărime, am sfătuit cu mama ce mărime să-mi iau pantalonii, a dispărut ăsta, efectiv era ultimul produs. Și până la urmă a zis mama, hai să luăm din magazin acum, dacă, na, i-a plăcut și ei foarte mult și de asta l-am luat. Are bretele ajustabile și e super fain. Cam asta a fost video-ul de astăzi, sper tare mult că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii ce produse v-au plăcut. Într-o săptămână facem și pozele pentru final de clasa 12-a și cred că o să fac daily vlog atunci acasă sau o să fac un fel de get ready with me. De fapt, cred că o să fac daily vlog pentru că nu prea aș avea ce get ready with me să fac, pentru că cred că o să mă duc să-mi fac și make-up-ul la salon și părul sigur, pentru că placa mea de păr o să s-ar putea să decedeze, vorba aia, până când în scurt timp, pentru că îi pică bucăți de plastic din ea, o să vreau să comand o perie rotativă. În fine, încheie aici video pentru că sunt nevorbită, n-am mai filmat un daily vlog de 3 săptămâni, cred, și probabil că săptămâna viitoare revin cu un daily vlog sau cu un empties. Dacă aveți alte idei de videouri, puteți să-mi ziceți în comentarii, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, să vă abonați și noi ne vedem săptămâna viitoare, sper eu, cu un nou video.